Deci trebuie să tragi. Ia, să te lungă. Și dai lungă. Sub sloganul Armata susține copiii României, Ministerul Apărării Naționale a amenajat de ziua copilului o expoziție de armament și tehnică militară din dotarea forțelor navale și terestre. Micuții au avut astfel ocazia să vadă de aproape echipamentele folosite de militarii români din Afganistan, scafandrii militari ori marinarii care servesc țara pe fregate. Ce ți-a plăcut cel mai mult din ce ai văzut aici până? Arma. Deoarece am avut și șansa să trag una, dar că n-a fost la fel și aceasta a fost mai mare. Și cum te-ai descurcat? Îți place să tragi? Da, mi-a plăcut foarte mult. Îmi place când conduc și merg pe mare. Aoleo, dar ai condus? Ai mers pe mare? Cu barca. Tu? Eu nu vreau să mă fac marinar. Nu, dar îți place ce vezi aici? Îmi place să merg pe mare, dar nu să conduc eu și să fiu toată ziua pe valuri. Noi ne-am gândit că fiind ziua copilului și noi avem copii și noi am fost copii să organizăm militarii, să organizăm câteva standuri pentru a putea fi vizitate de copii, câteva activități care să-i bucure de ziua copilului. Militarii brigăzii nouă mecanizate mărășești au donat în schimb jucării micuților instituționalizați la un centru social din Constanța. În Afganistan au organizat acțiuni de acest fel. Acolo, după cum știți, copiii sunt foarte necăjiți, condițiile sunt precare. Un țânc de 5 anișori de acolo a fost întrebat de către un militar: de ce ești fericit? Ești fericit tu aici, la tine, în țară? Da, sunt foarte fericit. A rămas foarte surprinși de răspunsul acestui puști și l-am întrebat: dar de ce ești fericit? Păi sunt fericit că pot să-mi pasc oile și caprile în pace, că sunteți dumneavoastră aici și nu există posibilitatea să fim atacați de către talibani. Iar polițiștii de la rutieră i-au chemat pe copii chiar în curtea serviciului ca să-și etaleze talentul la desen și cunoștințele despre regulile rutiere. Unii dintre ei au demonstrat chiar că au aptitudini să devină agenți de circulație. De ce ai desenat tu exact o mașină? Pentru că este din aia de poliție. Desenat o mașină de poliție? Da. Cu girofaruri, cu lumini? Îmi place să mă fac polițistă. Să te faci polițist? Da. Polițistă de circulație? Da. Din aia. Am desenat un semn cu stop, o mașină de poliție, niște păsări, un nor. Înseamnă că tu știi deja regulile de circulație. Da. O să-ți cumperi mașină când o să te faci mare? Da. Știi să conduci? Da, învăț în fiecare zi cu un o farfurie în cavalan. Educația trebuie să facem, cum cât sunt mici, îi învățați să traverseze întotdeauna pe trecerea de pietoni, numai după ce s-au asigurat, sunt copii care aleargă pe trecerea de pietoni, care vorbesc la telefon, care ascultă muzică și nu este bine. Sunt implicați în auto mașini. Exact. Cei mici au fost răsplătiți de agenții rutieri cu diplome și dulciuri.